Gigantul Pfizer a reușit să scoată și bani de la Uniunea Europeană și să nu mai livreze doze de vaccin. Contractul pentru doze anti-COVID-19 a fost prelungit cu încă 3 ani, iar negociatorii de la Bruxelles au obținut cu 40% mai puține doze decât era prevăzut inițial. Totuși, producătorul de medicamente vrea toți banii, chiar dacă vaccinurile nu vor mai fi livrate. Mai multe state europene refuză să mai cumpere doze, deoarece acestea ajung să expire și să fie distruse. Discutăm mai multe despre acest subiect cu Tudor Ciuhodaru. Vă mulțumesc, domnule doctor, bună ziua! Este revoltător și nu este deloc o zi bună. Cel mai mare jaf al secolului continuă și nu știu cum se face ca ajungem să plătim noi, cetățenii europeni, pentru doze de vaccin care nici măcar nu au fost produse și livrate. Este incredibil și este inacceptabil și sper să nu fie așa. În momentul de față mă îndresc pe Parlamentul European și voi interpela Comisia Europeană ca acest lucru să nu se realizeze, pentru că mă așteptam o mancare la acest moment în ceasul al 12-lea să vedem un plus de transparență. Credeam că vor anunța că Pfizer se prezintă la Comisia de Coronavirus din Parlamentul European, că desecretizează acel contract, cel mai mare elefant din încăpere pe care nu-l vede nimeni, acele dungi negre pe care nu le-a văzut decât doamna von der Leyen și contractul nu știm ce conține, și în plus partea de efecte secundare, morțile subite, este interesantă de prezentat de către cei de acolo. Așa că, din punctul meu de vedere, jaful continuă și cineva mai trebuie să și plătească. Vă spun că în următorul sfert de oră voi face această interpelare către Comisia Europeană. Sper să nu rămână așa ceva. Este incredibil. Cum adică? Deci nici măcar nu sunt livrate. Care este lumina transparenței și de democrație de pe la o firmă privată în contextul în care prevederile contractuale nu au fost cunoscute niciodată? Iar acum se pare că acceptăm noi, cetățenii europeni, prin reprezentanții noștri, ca să nu produci nimic, să nu livrezi nimic, dar să încasezi bani. Cred că este cea mai bună afacere pe care au inventat-o cineva vreodată. Dar știți, nu e prost cine cere, este prost cine dă. Iar lucrurile acestea cred că sunt deja de competența parchetului european, pentru că astfel de fraude trebuie să intre în atenția celor care trebuie să ne protejeze pe noi, pe cetățenii europeni. Gândiți-vă că am avut încă o dată dreptate, este cel mai mare jaf din istorie și cel mai mare experiment medical făcut în impunerea vaccinării prin acel pașaport verde digital și cred că în acest moment aceste lucruri nu trebuie acceptate de România. Eu am cerut de altfel de la începutul anului trecut această renegociere de contracte în cazul forței majore, așa cum a cerut și Polonia și Ungaria și România, parcă a cerut și anul trecut, și era momentul, mai ales că această lipsă de transparență al celor producătorii ar ridica serioase semne de întrebare. În momentul respectiv, contractele trebuiau suspendate, blocate și renegociate în așa fel încât să vedem măcar din acest punct de vedere că se asigură transparența și, dacă vreți, protejarea investițiilor și a cetățenilor europeni. Nu mai vorbesc aici de partea medicală, de faptul că economia a fost distrusă de pașaportul verde digital. Vă spuneam că verde vine probabil de la verde la foame, verde de frig. Economia a fost făcută țândări dintr-o decizie politică ce nu avea niciun fel de legătură cu realitatea medicală și sper ca astfel de situație să nu rămână așa. Este un jaf, trebuie corectat și cetățenii europeni trebuie protejați de fiecare dată. Dar știți, eu, Tudor Ciuhodaru, am spus